O nouă zi, o nouă reacție, știți foarte, foarte bine ce se întâmplă pe acest canal pentru că nu stăm degeaba, ne place să reacționăm și ne place să vă oferim content în fiecare zi. Știți foarte bine, subscribe și like repede, 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 pentru că nu vă costă absolut nimic, chiar pe mine mă ajută enorm. Abonatul zilei este... Abonează-te și dacă vrei să apari în următorul videoclip. Și astăzi aflăm câți bani fac trepări în 2024. Hai să vedem cam câți bani poate să facă trepări în 2024. Pot să vă zic și eu Poate câteva inside pe care pot să vi le zic, dar haideți să ne uităm la clip până atunci. Cu toții vedeți ce viață duc trepării de la noi din țară în acest moment. De la mașini de lux, ceasuri cu diamante, lanțuri, haine scumpe, la casă... Ați văd de ceasurile alea cu diamante, voi nu vă așteptați niciodată la prețul care e real pentru un ceas din ăla cu diamante. Voi poate vă așteptați la niște sume exorbitante, dar real, nu sunt sumele chiar așa de mari pe cât ați crede. Se și apartamente. Și sigur v-ați întrebat măcar o dată de unde au toți acești bani și de unde putem afla câți bani fac cei mai tari artiști din România. Bă, sunt mai multe variante în care puteți afla. Uite, hai să vă dau eu așa un mic insight, dacă vreți. Există un site care se numește Listă Firme. Și pe listă firme, frate, poți să găsești absolut toate firmele din România, firma părinților tăi, firma vecinilor, firma magazinului tău de la colț. Și cam așa poți să afli cam ce bani sau cum merge businessul respectiv. Este foarte simplu, pentru că toate datele astea sunt publice. Și mai departe, este foarte, foarte simplu. Dacă voi știți numele sau cuiul societății, deci trebuie să știți numele sau cuiul societății, dar sunt și chestii pe care le puteți afla foarte, foarte ușor, mai ales dacă sunteți organizatori de evenimente, aflați chestiile astea absolut imediat, pentru că contractele se fac cu firma artistului, sunt uh, câteva care, de fapt, 90% se fac cu Forward, se, multe se fac cu Forward, unele cu Freelook, dar, finally, eu vă zic că nu este foarte greu. Mulți artiști au numele firmei foarte, foarte apropiat de numele lor sau abrevieri și așa mai departe. Băi, ăștia care mă întrebați de unde am avut bani de Spania, de Barcelona, de Amsterdam, de... Londra. Te mucați. Avem de vacanță la muncă, tată, că nu e nici cântatul ăsta cum credeți voi. Așa că pentru asta sunt eu astăzi aici, să vă arăt câți bani fac trepării din România. Ca să aflu câți bani fac, o să iau cifra de afaceri care este exprimată în lei și o să o la valoarea unui euro. Aceea fiind în acest moment de 4 lei și 98 de bani. Da, cifra de afaceri pe care o puteți afla de pe listă firme. Pentru început o să vă arăt un top 5 al celor mai bogați artiști de noi din țară. Pe primul loc se plasează cu cifra impresionată de 388.000 de euro. Ian, care este și totodată în top. Ok, Ian are ea. Ia, stați un pic, stați că eu vreau să văd dacă pot confirma aceste cifre. Da, ok, deci la Bogdan se confirmă, dar e un pic mai mult decât ce zic aici. Top 3 ce mai Uite. ascultați de la noi. Pe locul 2 nu putea să lipsească prietenul său Oscar cu o valoare de aproximativ. Ia stai să vedem și la Oski. Dar nu știu... A, ah, gata, wow, ok, nici măcar nu e greu. Ok, da, bine, el a luat pe toate, el a luat datele de pe listă firme, dar sunt mai multe firme decât alea care sunt pe listă firme. Just an idea. Ce știe el, gen? Ok, da, aici se confirmă. De deci ce el le-a luat pe toate de pe listă firme. 50.000 de euro. Locul 3, locul pe mâgă capa cu 230. Asta, Andrei, cum o avea? Ia să vedem. Da, ia să vedem dacă el are aici. Da, el așa are, ok. 3.000 pe 4 dușmanul său Nane cu 153 de mii, iar pe ultimul loc l-avem la pe Petre Ștefan cu 151 de mii. What? Bine rău petrică dar asta stai. Dar la Petre e puțin din an asta, vă zic sigur că eu... Da, și asta e, nu e, nu toți banii, gen ăla e jumătate de an, ca idee, ca să știți doar. Ideul. Acum, sigur vă întrebați, dar restul artiștilor, Albert Bună, Rava, MGL, Inisebi, restul unde sunt? Păi, aici este o problemă în aflarea valorilor și o să vă explic și de ce. Majoritatea artiștilor din România au ajuns de ceva vreme să fie semnați la case de discuri, precum Uite, dar Global real, și Def Jam Records. Real, nu te încurcă cu absolut nimic faptul că ei sunt semnați la case de discuri, ca să înțelegeți, pentru că ei dacă sunt semnați la case de discuri, casa de discuri tot le face plata. Și puțin dintre ei încasează pe persoană fizică, pentru că e mult mai profitabil să încasezi pe firmă, pentru că taxele sunt mult mai mici. Sunt taxe de 1% când pe sau 3% în funcție de cifra de afaceri, când pe persoană fizică sunt deze. 10%. Și când mă refer la majoritatea, mă refer la foarte mulți. Așa că în acest caz pot să vă arăt doar cifrele fiecărui label. La Rava, de exemplu, avem Sick Music cu o cifră de 505.000 de euro. Foarte... Da, mă, dar la Sick Music sunt mult mai multe proiecte și mult mai multe nebunii adunate. De deci, sine scond de chestia asta. Adică... Și probabil multe poate nu intră prin SIC, poate intră prin altă parte. Adică asta e chestia, dar o sumă de 505.000 de euro până la urmă pentru un label ca și SIG mi se pare doable. Foarte mulți bani, dar nu cei mai, mai mulți. Și aici totodată cred că sunt doar banii de pe streamuri de la fiecare artist care se... Da, sau sunt și campaniile, nu știm, nici noi, nici nimeni nu poate să știe, adică nici eu nu știu care sunt rulajele prin respective. în echipa lui Luca. Inisebi, care este semnat la Big Up Music, labelul ul sau având o cifră de 495.000 de euro ce, bine! Ce o cifră impresionantă. Da, mă, dar fiți atenți. Deci aici când vorbim de label poate la Global Records o să vă speriați. Dar când vorbim de, cum se numește, de label la labeluri, imaginați-vă că sunt zeci de artiști, poate 10, poate 20, 50, la Global Records probabil sunt 200, habar n-am. Deci țineți cont de chestia asta, deci banii ăștia nu sunt doar ai lui Sebi. țineți cont de asta. Însă acum trecem la numele... Ia, stați un pic. Ca idee putea să găsească și firma lui Sebi. Dar da, contribuie Sebi binișor la acea sumă ca idee, ca să înțelegeți. De cele mai mari, Global cu devge. Dev Jam e universal, Dev Jam e o multinațională, Global e o multinațională. Ce erau mai mici, ce era mai devreme, au fost niște labeluri. uri Astea deja sunt case de discuri, sunt complet alte nivele, printre care se mai numără Kid Music, Roton și așa mai departe la noi în țară. Global Records, unde se află artiști precum Gheboase, Erika Esac, posibil MGL și mulți alții care rup training-ul din România, a reușit să aibă o cifră de afaceri de peste 27, ,2%. Da, bro, dar la Global Records sunt așa de multe chestii care intră și circulă prin acea firmă încât n-ai cum, adică aici sunt și campaniile lui Shelly, aici sunt și campaniile la toți influencerii care semnați acolo. Adică e foarte, foarte greu să verifici și să ai o veridicitate în momentul în care tu iei o cifră de afaceri de la un label sau de la o casă de discuri. Cifrele cele mai reale sunt cifrele care sunt luate direct de pe firmele artiștilor, care nu sunt deloc greu de găsit. 4 milioane de euro, menținându-se în continuare cel mai mare label de la noi din țară. Acum Def Jam Records, la care sunt semnați Vus Gang, Id Kappa, OG Isbul și mulți alții are o cifră de afaceri de peste 12,5 milioane de euro. Uuuu, mamă, dar ce e Dev? Da, bine, bon. După ce v-am arătat toate aceste valori, sigur vă întrebați de unde am aflat aceste numere impresionante despre industria muzicală din România. Așa că o să vă arăt site-ul pe care puteți găsi orice firmă doriți, acela fiind listă firme. Da, pentru că sunt publice. Statul român te obligă ca toate datele firmelor să fie publice. Deci nu e nimic wow. Aici poate intra oricine să caute firma oricărui artist, vedetă, persoană publică. Unii dintre ei nu au numele lor în firmă. Țineți cont de chestia asta. Pe din România. Acum că v-am arătat și de unde puteți găsi aceste cifre, vreau să menționez faptul că toate valorile prezentate precis sunt înregistrate de anul trecut, acela fiind 2023, pentru că anul 2024 încă nu s-a terminat să putem vedea. Undeva spre luna mai se cam termină bilanțurile, deci cam acolo o să vedeți și a fost pe 2024, ca să știți. Clar câți bani fac aceștia în prezent. Deci a fost un mic clickbait. În plus, aș mai vrea să menționez că mulți artiști au mai multe SRL-uri. De exemplu, Frilu, care este managerul a unor artiști de la noi, Oscar, Candy Boy, Stefan Costea, Solomon și lista continuă are o cifră de 320.000 de euro. Iar în această sumă se pot găsi banii de la concerte sau streamuri în cazul unor artiști. Așa că atunci când m-am arătat la început că Oscar face 255.000 de euro pe an, sigur face mai mult doar că nu am putut găsi cifra lui exactă din banii se... Seri... Păi... Releului FTLI. Ba da, pentru că până la urmă contează foarte, foarte mult și că ce intră la el pe firmă, că probabil lui el îi facturează lui Freeluc, real, nu? În aceeași situație îi avem și pe Petre Ștefan cu Ian, care au contracte de distribuție, unul la DevGem, iar altul la Globa. Păi dar real, firmele, banii de distribuție, ți intră la un moment dat în firmă dacă nu-i vrei tu pe persoană fizică și again, cel mai smart lucru pe care poți să-l faci în moment de față pe zonă de impozite și taxe în România, este să-ți casezi toți banii pe firma, pentru că tu, pe lângă că poți să deduci TVA-ul la produsele pe care le cumperi și trăiești cu ghilimelele de rigoare, cu 20% mai ieftin, pentru că TVA-ul ăla se deduce din factorile pe care tu le încasezi, pentru că noi încasăm foarte, foarte mulți bani plus TVA, dar că noi din firmă nu scoatem așa de mulți bani cu TVA, pentru că, bă, real, pentru noi, investițiile pentru societatea noastră sunt investițiile noastre, pentru că noi nu avem, noi nu cumpărăm materie primă, noi, ok, mai facem ceva la un vlog, la o aia, la o piesă, la o... Dar sunt costurile altfel gândite și, gen, e mult mai complicat, nu știu, e, e un pic mai complicat decât în cazul unui SRL obișnuit. Vale. Iar valorile sale de la început reprezintă doar concertele și campaniile. Și la NAN este 5 200 SRL, 9 no Party Boys SRL și sigur mai există încă ceva. Singurul pe care nu l-am găsit și de care sunt puțin dezamăgit este Albert BN, căruia am găsit o firmă care este deschisă abia de anul ăsta. Deci vom putea afla abia anul viitor cât bani a făcut acesta în anul 2024. Are și Albert sigur, toți au mă, toți au, dar unele nu se numesc Albert Năbână sau numele lui. Eu n-am, cum ar fi firma mea, nu se numește Georgescu Ștefan. Iar cu toate astea precizate ați aflat cam câți bani fac cei mai ascultați. Da real vorbind, cifrele astea sunt publice până la urmă și toată lumea poate să afle câți bani face cam orice persoană publică din România. Sunt unele persoane publice, foarte smart, bă da, exagerat de smart, care au știut cum să o joace, ca să știți. Deci foarte mulți oameni, foarte smart, care au știut cum să o joace. Deci asta e chestia. Deci unii știu cum să fac anumite chestii. Nu vreau să vă dau inside-uri din astea, dar unii au știut cum să o joace ca să... Poate ca să nu afle lumea câți bani fac sau... Poate pentru că așa li s-a părut lor mai facil sau habar n-am. Sunt foarte multe variabile acolo pe care nu le cunosc, nu le-am discutat niciodată cu oamenii respectiv, chiar dacă unii dintre ei sunt prieteni destul de buni. Dar let's go, cam astea sunt sumele de bani pe care le face un artist la noi în România. Sunt curioși de, de, părerea voastră, dacă vă vi se par niște sume mari sau niște sume mici în situația în care un artist Ca... Signine încasează 300, 350 de mii, 600, 400 de mii de euro pe un show de 40 de minute sau Travis Scott 2.5 milioane, Wiz Khalifa 800 de mii și așa mai departe. Sunt foarte, foarte curios de cum se numește. Sunt foarte, foarte curios de părerea voastră, sincer. Da, dar cam asta e. Ăștia sunt banii pe care îi fac artiștii de la noi. Să runa mult pentru acest clip. L-am luat de la Gabriel 222 ca să nu ziceți. L-am dat și subscribe, dăm și like-ul și aia a fost. V-am pat, băieți. Ne vedem tomorrow. Love you guys. Love you, love you, love you, love you.